România, în energie, în agricultură, în IT și să prezint practic situația actuală a României, o țară care iese după câțiva ani de crize și de dificultăți, care poate fi pentru companiile americane nu doar o piață națională, ci și un partener regional. Sincer, toate reacțiile pe care le-am primit de la companiile care au participat la această întâlnire, apropo, companii care adunate au o cifră de afaceri de vreo 5-6 ori produsul intern brut al României, deci companii semnificative, toate reacțiile pe care le-am avut au fost de încredere, de satisfacție pentru stadiul actual al investițiilor și de intenții foarte clare pentru viitor. Din punctul meu de vedere, relația politică și militară pe care o are România cu Statele Unite trebuie să facă pasul următor în zona economică și a cooperării comerciale și din acest motiv și întâlnirea cu companiile private, întâlnirile pe care o să le am cu cei doi miniștri, ministrul energiei și cel al comerțului, atingă această parte a vizitei la care țineam foarte mult. Acum, dacă aveți dumneavoastră întrebări. Am discutat nimic altceva decât discutăm și la București, decât de faptul că pentru România independența energetică este un obiectiv strategic național, că această independență energetică o putem atinge atât prin folosirea resurselor convenționale, nu vorbesc doar de cele pe care le exploatează acum Romgaz și OMV Petrom, ci și de cele din Marea Neagră, din zona offshore, dar în același timp că guvernul pe care îl conduc este foarte hotărât să sprijine toate explorările de resurse neconvenționale, gaze de șist în traducerea simplă, explorări pe care le face nu doar compania Chevron, și alte companii. Asta este foarte interesant, că se vorbește mai puțin de acest lucru, atâta timp cât sunt îndeplinite și respectate absolut toate standardele de mediu. Avantajele economice sunt uriașe. Am aflat, sau mai bine zis, mi s-a confirmat încă o dată, că Statele Unite ale Americii sunt pe cale de a câștiga o mare bătălie în economia mondială prin faptul că folosesc în acest moment resurse mult mai ieftine. Gazul Statele Unite este la o treime față de prețul din Europa. Că în ultimii ani aproape 1 milion de noi locuri de muncă au fost create în Statele Unite ale Americii în domeniul exploatării gazelor și a petrolului de șist. Și aflam cu mare invidie, pentru că știu că e un subiect care România a generat atâtea probleme și sociale și economice, chiar și politice, de faptul că se construiesc 7 noi combinate de îngrășăminte chimice, adică ceea ce din păcate în România se cam închide și în toată Europa, tocmai pentru că prețul gazului, care este atât de important în această industrie, este deja cel mai competitiv pe plan mondial. Mă gândeam că mi-aș dori ca și în România să putem să ne păstrăm combinatele de îngrășăminte, toate cele facilități industriale care folosesc gaz, fără a mai avea, sigur, probleme miniștrii sau cei care aprobă asemenea lucruri, printr-un mod foarte simplu, prețuri mai ieftine. A spus foarte clar că nu intenționează nici vorbă de retras din România, intenționează să facă un lucru pe care și eu l-am cerut de fiecare dată, să comunice mai clar atât condițiile de protecție a mediului, condițiile tehnologice, avantajele economice. Eu sunt absolut convins și ei sunt convinși că o parte importantă din cei care sunt împotrivă sunt deschiși la aceste explicații, trebuie doar să le primească. Va rămâne, cum se întâmplă de altfel în toate țările din lume, va rămâne o minoritate radicală care nu va asculta niciun argument oricât de rațional, dar care nu poate să impună majorității o decizie sau renunțarea la un proiect strategic național. Nu știu, asta întrebați pe ei, nu vreau să vorbesc eu numele companiei. Nu trebuie să se teamă nimeni și e vorba aici de toate companiile cu care am discutat, pentru, sigur, pentru
presa acum e mai important Chevron, dar să știți că vorbim de Exxon, vorbim de General Electric, vorbim de în energie, dar avem în agricultură, avem în IT, am avut o discuție foarte bună cu cei de la Hewlett-Packard, îi voi vizita pe cei de la IBM. Deci toată lumea trebuie să știe că România este o țară sigură și o țară stabilă în care legile se respectă și în care dacă cineva calcă aceste legi și atentează la integritatea fie a persoanelor, fie a proprietăților, compania Chevron a fost criticată pentru exploatarea gazelor de șist chiar la ea acasă. Sute de californieni au protestat anul trecut în fața sediului companiei față de metoda fracturării hidraulice. And they're already doing it in Solano County, Kern County, Bakersfield. They want to do it in Sacramento Delta, which is where some of our water. Compania cu sediul în California are activități în peste 180 de țări și se numără printre cele mai mari 6 companii petroliere din lume. Este condusă de un consiliu de administrație format din 11 membri. În 2010, din consiliu a făcut parte și Chuck Hagel, care a fost numit ministrul apărării în februarie anul acesta. Corporația are relații bune cu administrația Obama, dovadă numeroasele contracte încheiate cu Pentagonul pentru vânzare de combustibil. Compania își susține interesele printr-o intensă activitate de lobby. Numai anul trecut, Chevron a donat 2,5 milioane de dolari unui fond republican care are legături strânse cu actualul președinte al Camerei Reprezentanților, Joe Bonner. Și un fost ambasador al Statelor Unite în România a avut tangențe cu multinaționala. Înainte să fie ambasador, Mark Gitenstein a fost partener la o firmă de avocatură din Washington care a primit aproape 400.000 de dolari de la Chevron pentru lobby în perioada 2005-2011. În pofida relațiilor influente de la Washington, gigantul petrolier a fost condamnat în Ecuador la o amendă colosală pentru poluarea unor teritorii amazoniene. Chevron, care are de plătit 19 miliarde de dolari, a cerut rejudecarea procesului în Statele Unite.